Nicola Markovic. Ce bine a circulat mingea. Iarăși nervos acolo, cred, Guzman. Guzman caută ceartă și de acolo se lasă cu îmbrâncel, să sperăm că doar atât. Bine ținut Guzman. Vine să-l liniștească Jones. Dar priviți-l pe Guzman. Oameni din stafful echipei vin și ei acolo. Nu l-am văzut niciodată atât de nervos pe Guzman. Care riscă să iasă din meci. Ar fi interesant de văzut. Mie mi s-a părut că jucătorul orădean se întorcea către bancă după coșul marcat. Guzman e acolo. Există un mini contact. Mi s-a părut cumva al contact chiar Guzman. Poate i-a zis ceva Markovic. Chemat de Silvășan, jucătorii lui UBT Cluj. Nu va fi ușor de ținut sub control acest meci de brigada de arbitri. Nu știu dacă nu e nevoie și de stewards. Ce înseamnă un meci între aceste două super puteri, nervi întinși la maxim, nu e nevoie de mult ca lucrurile să degenereze. Acum va fi muncă arbitrilor. Guzman e chemat și nu vrea să vină. Clatină din cap acolo, poate grici ar trebui. Aproape că vrea să lovească Orpește, dar cel care l-a tras de acolo a fost într-o primă fază Josh Bostic de la Orbe. Să priviți pe Guzman, care s-a transfigurat. Poate că încă o reloare n-a stricat. Momentul exact al contactului dintre Markovic și Guzman. Petița aia pe care o are, parcă i s-a tras pe ochi, nu vede cât negru și nu poate fi liniștit. Șapte puncte avantaj pentru Rădel. Face toate eforturile și Mendel pentru a-l calma pe acest jucător cubanez. Luz Antonio Alexe, Fani Orădeni, Sars cu picioare, oferă grozavă făcută pe această arenă grozavă. Este nevoie de cât mai mult de astfel de sări. E de muncit. Sunt multe lucruri de văzut. Culmea e că în meciul cu trofeul Cupei României pe masă n-am avut parte de așa ceva, adevărat, pe teren neutru. Dar nu cred că ăsta e motivul pentru care Guzman și Markovic au ajuns în această situație. Pur și simplu se acumulează nervi. Guzman a reacționat exagerat. Nu sunt sigur că știu exact ce a făcut Markovic. Se zice că nu iese fum fără foc, ceva clar a fost. Înainte, înapoi, de dat imaginile, de analizat. Spuneam că între cei trei arbitri
Alin Fauri, arbitru internațional. Spuneam că sunt numai 7 arbitri internaționali pe care avem în momentul de față. 2 sunt din Cluj, nu puteau fi delegați la acest meci. Bogdan Podar și Machiș. Normal că această nervozitate s-a transmis și în, și în tribune. Da, să sperăm că pauza asta le face bine și spectatorilor și jucătorilor, în special jucătorilor. Cristian Achim cu ultimele indicații, un time-out dintre cele mai lungi cu putință, întrerupere sigur pentru arbitrajul video. CSM Oradea a avut un start fără pași greșiți în această parte secundă a campionatului. Spuneam că au 4 victorii din 4 posibile. În meciul cu SCM-ul Craiova, echipa lui Cristian Achim, în special în ofensivă, a jucat grozav. Să vedem acum că vine momentul decizii. Marković. Marković și Guzman. Da, Guzman a scos din meci, era de așteptat. Da, wow, Guzman a dat cu șutul în ceva, nu-mi dau seama exact în ce, dar trebuie escortat în afara arenei. Cred că același lucru îi se întâmplă și lui Marković, nu cred. Date pe terenul clujenilor, pentru că toată lumea și-a câștigat partea. Se termină 82-74, victorie mare pentru CSM Oradea în fața lui UBT Cluj. Spuneam, închei repede această transmisie cu starea de nervozitate serioasă a lui Silvășan. Sunt momente într-adevăr reprobabile, dar până la urmă se termină și astea. Oradea cu plus 8. Seară bună!